În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cred că primul lucru al cuvântului este să vă concentrați mai în fața așa grămăjoară ca să nu părem împrăștiați toată biserica. Iubiți credincioși, știm și cunoaștem sau s-a repetat și s-a spus de atâtea ori în sinaxare și în proloage și în vețile Sfinților și în toate cărțile agiografice, că în Biserica creștină, primele trei veacuri creștine au fost marcate de prigonirile creștinilor, sau acele acte martirice, sau acele munci silnice, ca să folosesc un termen, pe care le vedem sau le-am văzut în timpul perioadei comuniste, timp de 50 de ani, atunci când la fel, prin Aiudu, Piteștiu, Gherla, Târgușorul și așa mai departe, cei care erau cu Dumnezeu sau cei care erau împotriva stăpânirilor ateie erau băgați sub lespezele mormintelor sau astupați chiar de vii prin chinuri groaznice în pământ. Același carnagiu și martiraj a fost și începând de la Nero până la împăratul Constantin, Dioclețian fiind ultimul din cei care se ocupa de asemenea edicte de prigonirea creștinilor, care constau în mai multe lucruri. Întâi, dărâmarea bisericilor de cult, a locașilor care erau modeste sau sărace sau simple, deci nu erau niște locașuri somptoase, creștinismul fiind o religie tolerată. În al doilea rând, pierderea funcțiilor de stat. Deci, indiferent ce dregătorie ar fi avut, era luată dregătoria. Și apoi, în cele din urmă, prigonirea familiei, ridicarea drepturilor sociale, sau a dreptului garantat ca cetățean, și în cele din urmă începea constrângerea personală. De aici s-au ridicat cele două clase de sfinți, martirii și mărturisitorii. Deși par unul și același lucru, veți vedea că martirii sunt cei care mor pentru Hristos, adică mor simplu, pur și simplu, nu se leapă de Hristos, și le sunt tăiate capetele sau sunt însulițați, înjunghiați, schinjuiți, chinuiți, și mărturisitorii, cei care au și lăsat o bogată zestre epistolară sau, dacă vreți, descrieri sau mărturisiri prin viu grai păstrate din tradiție și din generație în generație până la noi, despre dogmele dreptei credințe. Acest sfânt mare mucenic Dimitrie, numit și izvorătorul de mir, după cum arată și sinaxarele, odată este prezentat ca ostaș roman, deci cel care va locui în partea Greciei și va fi un fel de guvernator și este și legat de Grecia, fiind moaștele la Tesalonic, pe la 1180 ceva, au fost furate de normanzi și apoi spune că au fost readuse, dar scrierile agiografice arată că pentru blestemeția poporului elin, care pe lângă faptul că erau creștini, dar se tresese din popoare păgâne, pentru că ei au avut acei zei și toate poveștile Olimpului cu tot felul de zeități la fiecare păcat în parte, au rămas cu acele apucături scârboase sau dedări la ușurătate. Și atunci Sfântul a părăsit și a plecat, lăsând Tesalonicul descoperit și racla fiind goală. Astăzi este plimbată racla cu Sfintele Moaște, eu personal n-am deschis-o să mă uit ce este în ea, dar se pare că nu sunt moaștele, așa cum arată scrierile geografice, de Sfântul a fost ascuns în chip minunat, așa cum nu știm nici de trupul Sfântului Cuvios Daniel Sihastru, așa cum nu știm nici de trupul lui Nicodim cel Sfințit de la Tismana, așa cum nu știm de moaștele Sfântului Leonte de la Rădăuț, nu cele atestate arheologic, ci cele atestate spiritual. Deci se spune că la vremea când exista în domnia lui Ștefan cel Mare, episcop la Rădăuț, aceste moaște erau purtate în procesiune, fiind întregi și ca ale Sfintei Cuvioase Parascheva sau chiar ca ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Deci lucru de taină care s-a pierdut în negura vremii și a istoriei fără să se știe. Și în ziua de astăzi, noi ne uităm în calendar și vedem deopotrivă doi sfinți deodată. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, despre care Eusebiu de Cezarea și alte descoperiri academice legate de
istoriografia și datarea lui arată că el de fapt ar fi fost adevăratul Sfânt Dimitrie, diacon al unui episcop Irineu din Sirmius, dar în același timp că moaștele au fost aduse în Tesalonic la dorința unui oarecare Leontie, un mare guvernator, care s-a vindecat la aceste moaște în preajma anului 413 și atunci s-a și zidit o biserică mare. Ce este important? Nu datarea lor ca moaște, ci faptul că erau făcătoare de minuni și izvorătoare de mir. Întâmplările sau evenimentele, șirul cursului evenimentelor au făcut ca aceste moaște și viața acestor sfinte moaște și existența lor să treacă prin multe valuri tumultoase, așa cum arată și istoria bisericii, și în cele din urmă ele în momentul de față să se afle în Tesalonic, unde evlavia și deosebitul respect față de Sfântul Mucenic Dimitrie este foarte mare și este un respect deosebit, un cult deosebit, numele răspândit, icoanele, chipul, viața, trăirea, acatistul, dar nu și în cele din urmă, cum v-am spus, urmarea, așa spunem noi, urmarea lui Hristos. Deci ce face Hristos, aia să facem și noi, să ne luăm după păstor. Ei, în același context, deci grecii nu au fost cei care să fie evlavioși și credincioși și în urma, deși au fost ajutați în toate luptele cu perșii, cu salazinii, cu bulgare, cu toate popoarele năvălitoare, Sfântul i-a ajutat, dar în cele din urmă moaștele au preferat să fie trecute prin mila lui Dumnezeu și să plece din Tesalonic și să rămână ca o pedeapsă, pentru că după aceea au și fost cuceriți de turci. Se spune că această viziune sau arătare minunată, minune, a fost văzută de niște credincioși care veneau la prada Sfântului Dimitrie și stând într-o răscruce de târguri la un han oarecare undeva într-o câmpie, noaptea au văzut un arhiereu și un ostaș călare pe cal, salutându-se și închinându-se unul la altul și zicând: tu cine ești? Eu sunt alesul lui Dumnezeu, Ahile. Dar tu cine ești? Eu sunt Dimitrie, cel din Tesalonic, izvorătorul de mir, și pentru păcatele poporului părăsesc cetatea. Deci acestea sunt confirmate în viețile sfinților. Un alt Dimitrie pe care îl veți întâlni sau îl întâlnim este Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov. Ei au spus mai nou de la Basarab, pentru că pe vremea comuniștilor eram acuzați de filobulgarism, adică că noi ne închinăm la sfinți străini, nu suntem de acord, mă rog, cu sfinții români, și atunci l-au făcut de la Basarab, în Constanța, dar el este Basarabov. Îi se spune Basarabov dintr-o localitate de undeva de la marginea unui râu Lom, unde au și fost găsite moaștele sale. De ce i-am amestecat? Ca să nu-i amestecați voi. Să știți că unul este din ceata martirilor și este tânăr și evenimentele s-au petrecut în secolul 3, deci secolul 4, deci primele secole creștine, iar Dimitrie Basarabov este mai încoace, un biet păstor, ultimul văcar al satului, evlavios, de o morală și de o conduită uimitoare. Și în cele din urmă, pentru viața lui îmbunătățită, s-a retras în cele ale călugăriei, într-o peșteră, s-a nevoit acolo liniștit și când a fost să moară, n-a mai plătit sicriu cu flori și criptă cu cruce de marmură, cu poză și cu inscripții săpate și dăltuite, ci a despicat două lespezi, a săpat în ele ca o scobitură, s-a băgat între cele două lespezi și acolo și-a dat oștescu sfârșit. Și lespezele respective au rămas acolo acoperite până ce o apă mare, rupând malul unui râu, a desfăcut, după vreo, vă dați seama, 400 de ani. Când au desfăcut pietrele, s-au găsit moaștele Sfântului intacte, netămâiate, fără parastas, fără prohod, fără colăcei, ci doar cu lumina și flacăra credinței din sufletul Sfântului, cel care avea să fie cu adevărat cuviosul Dimitrie Basarabov sau Dumitru Basarabov, cuviosul de la Basarab, cum îi spunem noi. De ce am făcut argumentația? Unul duce jertfa,
pe calea cuțitului, a sabiei, a mărturisirii, deci știți din istoria Sfântului Dimitrie, doar acest context îl păstrez, că în momentul în care Diocletian și cu Galeriu au făcut în Nicomidia o convenție să-i chinuie pe creștini, primele persecuții au început cu distrugerea locașurilor creștine și au dărâmat biserica din Nicomidia, după aceea au ars orășele sau comunități mici de creștini și la urmă s-au apucat de cine? De clerici, de preoți, de diaconi, de citeți, de cântăreți, de oameni mărturisitori. Dimitrie, fiind ostaș, s-a dus și el să îndeplinească ordinile împăratului și văzând că e vorba de creștini, a mărturisit și el dreapta credință. Și atunci, bineînțeles, că a fost întemnițat, chinuit, sfătuit să înțeleagă, să se lepede. În Tesalonic este și biserica unde ar fi pătimit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, este și locul unde i s-a tăiat capul și locul unde a fost închis în temniță. Le-am văzut pe 96. Iar în momentul în care a fost băgat în temniță, o altă plăcere a mentalităților romane, care era automat să se facă lupte între oamenii mici și slabi cu oamenii tari și puternici. Se aduceau gladiatori, un fel de animale domestice, cu chip de om, care erau veniți, învățați să lupte, făceau exerciții, cum fac azi culturiștii. Poate ați văzut animale din alea pline de mușchi și cu inteligență puțină, dar arată grozav. Îi îmbrăca în metale, în piei, în armuri, le punea buzdugane mari în mână și băga câte o armată de creștini în mijlocul arenei și gladiatorii îi măcinau, îi tocau. După ce termina de ucis, dădea drumul la fiare și îi mâncau. Aceste fiare erau aduse tot așa, de prin jungla africană, de prin junglele Amazonului, erau ținute și înfometate cu săptămânile și când intrau în arenă, rămânea câte un morman de oase. Și în felul acesta creștinii le plăteau cu aur, le furau de la cei care le duceau să le arunce apă sau să le îngroape și le păstrau ca pe valori sfinte pentru că acelea nu mai putrezeau și pentru că erau martirajii pe seama dreptei credințe, Dumnezeu a dat acestor oase smerite, cum spune Psalmul 50, bucurase oasele cele smerite, aveau darul facerii de minuni și a vindecării, deci erau tămăduitoare, erau pline de harisma Duhului Sfânt. De aceea diferența, cum vă spuneam cândva odată, dintre sfinții care îi face Dumnezeu și care îi numim noi, e mult mai înaltă. Noi numim după criterii imaginare sau pioase ale inimii, iar Dumnezeu face sfinți după taina veacului, neștiută de nimeni, exact cum spune acolo minunat, e Dumnezeu întru sfinții săi. Și așa s-a dovedit a fi și cu acest gladiator Lie, un animal mare și puternic, uns tot cu grăsime pe el și cum venea câte cineva să se lupte cu el, odată îl lua și îl arunca în niște sulițe ascuțite. În săbi erau mașini de tortură, așa se numeau. Era tot felul de capcane. Lie, un prăpădit așa, un amărât la 1,50 m, când a văzut treaba asta, s-a enervat, s-a umplut el de zelul dreptei credințe și s-a dus la Sfântul Dimitrie și a zis: binecuvintează-mă, zice, să înving namile asta. Și a spus: fă asupra lui semnul Sfintei Cruci, fă asupra ta semnul Sfintei Cruci. I-a dat ceva, o batistă sau o eșarfă din asta, muiată în sângele lui de mucenic, s-o poarte la el ca un amanet de taină. Și atâta putere i-a pus Dumnezeu creștinilor în acest nestor, un tinerel neputincios, mititel, un tânăr plin de zel, că în momentul în care l-a apucat pe Lie, l-a aruncat direct în suliț și de ciudă împăratul a pus și ea și tăia capul. Adică n-a suportat cum, adică dita mai haidamacul de 200 de kilograme, dita-i gladiatorul să fie ucis de un creștin. Era exact proverbul acela, buturuga mică răstoarnă carul mare. Dar era puterea Duhului Sfânt. Și în felul acesta, răzbunarea a căzut și asupra marelui mucenic Dimitrie, care și el a fost până la urmă ucis, tot pentru faptul că, adică datorită vrăjitoriilor, așa se credea despre creștini, că sunt o religie tolerată, dar ei sunt niște vrăjitori și vorbesc de un Dumnezeu care nu l-a văzut nimeni. Este adevărat, cum poți să crezi într-un Dumnezeu care nu l-a văzut nimeni, în ceea ce nu există? Dar tocmai aici era secretul, că împăratul Constantin, după ce a dat edictul de la Milan, în 313 și a dat libertatea creștinilor, spun tradițiile, că a dorit să-și aleagă gardă personală. Și în momentul în care a ieșit în fața armatei,
oștenilor care păzeau palatul respectiv, a spus așa: cine este creștin, un pas în față. Și bineînțeles că au ieșit de acolo o groază de creștini, pentru că era moment de mărturisire, și împăratul a spus: voi să fiți garda mea personală. Păgânii s-au răzvrătit. Cum? Adică ei creștini în garda personală? Păi dacă ei cu atâta zel se jerfesc pentru împăratul lor care nu-l cunosc, cu atât mai mult o să mă păzească pe mine care mă știe. Și în felul acesta le-a arătat fidelitatea împăratul Constantin față de edictul pe care l-a dat, că creștinii sunt cu adevărat oameni curajoși, oameni sinceri, oameni deschiși, oameni cu toată dăruirea spre Hristos și în același timp de o verticalitate și de o moralitate, nu ca în zilele noastre. În ziua de astăzi e mai greu să fii creștin. În sensul că trebuie să treci printr-o serie întreagă de lipiciuni ale diavolului care le-a plasat în societate. Mieroșenia, lingușeala, viclenia, perversitatea, diplomația, cușernicia, imaginea falsă, imaginea alterată, imaginea construită, imaginea păstrată, imaginea dobândită, titlu de cutare, diplomă, părerea oamenilor despre tine și așa mai departe. Niște porcării funebre, muribunde, care n-au nicio treabă. În momentul când mori, trece îngerul odată și dă cu buretele și n-a existat nimic. Dumnezeu nu se cramponează nici în titlu, nici în șapcă, nici în bani, nici în avere. Se cramponează într-un singur lucru. Așa a spus Hristos: cum aud, judec. Și judecata mea dreaptă este. Iar Evanghelia de astăzi spune ceva simplu și frumos, în mod intenționat am vrut să o folosesc. Tot la martiri ne oprim, dar vorbim ceva simplu. Spune așa Hristos: dacă pe voi v-au prigonit, întâi pe mine m-au prigonit. Dacă pe voi v-au urât, întâi pe mine m-au urât. Și spune la urmă, zice: și unii din voi vă vor ucide crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Ei, la vremea respectivă, împărații păgâni, prin zeitățile lor și mentalitățile lor bolnave și primitive, credeau că ucigându-i pe creștini, de fapt aduc o ofrandă sau un serviciu cerului. Și să știți că așa a fost. Niciodată biserica creștină, cum spune un mare scriitor bisericesc, Eusebiu de Cezarea, spune așa: sângele martirilor, sămânța creștinilor. Și cum se explică lucrul acesta? În biserică aici sunt 50 de oameni acum. Și unul face o minune, ceilalți ce fac? Cred. În momentul cu tare suntem în arena romană. Acolo este aruncat un creștin. Vin fiarele să-l mănânce și în loc să-l mănânce, îi ling mâinile, se gudură ca pisoii pe lângă el și împăratul strigă nervos: ucideți-l, uite, face vrăjitorie. Zice: cum adică fiarele să nu-l mănânce? Dar fiarele înțelegeau glasul stăpânului lor ceresc, Dumnezeu care le-a creat. Acolo nu vă atingeți. Și le dădea harul îmblânzirii. Ce fel de har al îmblânzirii? Pe care l-a avut Adam înainte de cădere, când toată făptura îi se supunea în chip primordial și îl cunoștea de rege al făpturii. Deci ce sunt sfinții? Rege ai făpturii. Ce sunt sfinții? Împărați ai naturii. Ce sunt sfinții? Cetățeni ai cerului. Ce sunt sfinții? Prietenii lui Dumnezeu. Ce sunt sfinții? Casnicii lui Dumnezeu. Ce sunt sfinții? Cetățenii ai Raiului. Ce sunt sfinții? Îmblânzitorii răului. De aceea Sfântul Ioan Damaschin spune așa: binele nu este bine dacă nu se face bine. Deci în momentul în care vrei să fii martir, în primul rând trebuie să ai o viață exemplară. Deci să nu credeți că iei un marțafoi de asta din ziua de astăzi cu cercelul în ureche și sătul de dansat în discotecă și îl duci să mărturisească pe Hristos. Ăla e primul care se scapă în pantaloni și spune: cred în ce vrei, nu mă omorâ. Deci nu aceștia sunt martirii. Martirii erau oameni cu adevărat plăcuți lui Dumnezeu în viața particulară, verticali în viața morală, sinceri cu Dumnezeu în cugetul lor, înăuntru lor, și nu în cele din urmă, sinceri cu poruncile sfinte. Deci ca să ai curajul și să spui, citiți la mucenicii din Sevastia, mama mucenicului Meliton, ăla după ce i-au rupt picioarele și l-au chinuit, nu era mort. Pe ei l-alții ars.
Și pe ăsta, probabil, din milă, cei care l-au văzut, l-au lăsat acolo mai departe. Ia le-a în spate, își duce și ea la groapa cu foc și spune și eu vreau să fiu mamă de martir și pe a mea o martirizează, îl bagă la acolo. Pentru că își doreau să fie cu Hristos. Dar astăzi, dacă îi spui la o mamă, lasă-ți plodul la mănăstire. O, da, pe-a meu. Păi, dacă îi spui, lasă-ți fata să facă măicuțul. O, pe-a mea, oricare. Nu sunt împotrivă, e bună credința, dar nu tocmai al meu. Deci, noi vrem să ne martirizăm, dar ne martirizăm în piață cu sacoșile pline de mâncare, ne martirizăm în frigider cu fleicile și cu friptura, ne martirizăm în fața programelor de televizor și stăm cu ochii umflați de oboseală, ne martirizăm în fața calculatorului, ne martirizăm în fața mesei pline de mâncări alese în timpul postului și ne martirizăm la nunți, la onomastici și la petreceri, ne martirizăm în timpul discotecilor, cât efort nu se depune acolo. Deci, toate acestea sunt niște martirizări, dar ale a eului propriu. Și atunci nu duc la nimic. Acești martiri s-au martirizat cu adevărat pentru Hristos, căci spune Mântuitorul, de n-ar fi știut, păcat n-ar avea. Dar acum n-au răspuns la păcatele lor. Și de nu le-aș fi grăit lor, păcat n-ar avea, dar acum n-au cuvânt de îndreptățire împotriva păcatului lor. Deci, aceștia sunt martirii. Și lângă acest Dimitrie, vă spuneam și altă dată și o repet și acum, să știți, asta e marea taină. Și aceasta e revoluția spirituală pe care o dorește Dumnezeu. Biserica nu este o cohortă de babe pensionare cu sacul în cap și cu psaltirea zunsoară, care vin și pomenesc morților și pun colăcei și aprind lumânări. Biserica este totalitatea creștinilor ortodoxi botezați în numele Sfintei Treimi, începând de la o zi de la botez și până la 80 de ani până intre în mormânt. Sfântul Chiric a avut 3 ani și când i-a zis împăratul, hai vino la mine că îți dau dulciuri, uite, închină-te idolului, l-a zgăriat pe față și când l-a luat de picioare și l-a izbit, l-a făcut bucăți, are moaștele întregi. Sfântul Mucenic Lup, la 9 ani, Sfântul Mucenic Ursul, la 8 ani, citiți bisericile din Munții Bitinii, Olimpul Bitinii. Alt martir, Sfântul Gheorghe, la 23 de ani, îți dai seama ce flăcău frumos, toate fetele ar fi murit după el. El totuși s-a dus să stea în groapa de var cu chepetroiul pe chep, să se încalță cu sandale înroșite în foc, să omoare balaurul acolo în partea... De răsărit unii așa un fel de dragon dintr-o peșteră și mâncau oameni și oameni, dar era lucrarea dracului. Oamenii cărau oameni și îi dădea să mănânce ca să nu vatăme satul. După aceea, Sfântul Mucenic Trifon, Sfântul Mucenic Pantelimon, Pandoleon, cel cu inima de leu, care făcea minuni tămăduitoare, Cosma și Damian, Sfântul Ermolai, deci toți oameni tineri, deci tinerii, sunt cei care au umplut martirologiile de martiri și de sfinți. Cine a fost Eustație Plachida? Cine a fost Teodor Tiron? Cine a fost Sfântul Mercurie? Cine a fost Sfântul Procopie? Cine a fost Sfântul Arteme? Crezi că erau niște boșoroși de aia care îi cari cu căruciorul și le pui pampers? Nu, dragă! Oameni în toată splendoarea și puterea trupului s-au lepădat de cele ale lumii și s-au dăruit lui Hristos. De aceea biserica este veșnic tânără, este veșnic în putere, este veșnic plină de Duhul Sfânt și este veșnic în trăire și în mișcare. Are dinamismul și suflul acestor oameni care nu s-au dus, mă duc să-mi fac eu plan, mă duc la psiholog să văd dacă primesc o suliță în piept, oare ce fel de aureol o să am, dacă primesc să mă muște o fiară, oare cam ce o să scrie despre mine în martirolog? Nu, domnule, ăla se ducea și spunea și eu cred în Dumnezeu. Și în momentul respectiv era maltratat. Era ăla, Sfântulețul Mic, Tarsisus, deci care a citit biserica din catacombe. 3.000 de oameni urmau să fie mâncați de fiare, fără Sfânta Împărtășanie. El, un copil, a zis, dați-mi mie, că o duc eu, a pus într-o traiste tot și a tăiat-o prin cetate. Aveau guri de intrare sub tunelurile subterane. Deci cine a mers în Italia, nu numai l-a spălat bătrâni, și a mers să viziteze orașul vechi, Calea Antică se cheamă, pe acolo, prin preajma Coliseumului, în centrul Italiei, sub pământ, nu numai în Rusia, la Kiev,
catacombe, 25 de kilometri de biserică creștină sub pământ, făcută cu hârlețul, cu lingura și cu lopata. Era patriarhul Papa Damas la vremea respectivă, în primele secole creștine. Și băiatul, când a trecut, l-a văzut un nenorocit de asta care bătea la ferărie și i s-a părut că e ciudat și a zvârlit să-l lovească cu ranga. El s-a culcat peste traistaia și s-a făcut ca și mort. L-a omorât și a văzut de treabă. Șeful gărzii, care era creștin în taină și vedea că întârzi Sfintele Taine, e ieșit înainte. Ăla, ce fac copiii mici când îl dai jos? Ce face măsa? Na, na, las că te bat eu! Las că bate mama! Nimic, ăla este așa. Radu, să ai grijă să nu pierzi Sfintele. Auzi, la 9 ani. Păi ce fel, bă, de creștini ai azi, la 9 ani nu știu Tatăl nostru, nu știu să împărtășească, nu știu să spovedească, nu știu crezul, nu știu Psalmul 50, nu știu Împărate Ceresc, Doamne, Doamne Ceresc, Tată, Preasfântă Treime, și Tu îl trimiți să ducă Sfintele Taine la temniță. După ce au mâncat 3.000 de creștini Sfintele Taine, toți au murit martiri, au cumpărat ăștia pe aur, că dacă ce era Roma? Un popor bogat care fura aur din toate ținuturile. Ce făcea cu el? Îl valorifica în imperiu. Și aurul devenise un metal prețios. Sfintele, auzi, la 9 ani. Păi ce fel, bă, de creștini ai azi, la 9 ani, nu știu Tatăl nostru, nu știu să împărtășească, nu știu să spovedească, nu știu crezul, nu știu Psalmul 50, nu știu Împărate Ceresc, Doamne, Doamne Ceresc, Tată, Preasfântă Treime, și Tu îl trimiți să ducă Sfintele Taine la temniță. După ce au mâncat 3.000 de creștini Sfintele Taine, toți au murit martiri, au cumpărat ăștia pe aur, că dacă ce era Roma? Un popor bogat care fura aur din toate ținuturile. Ce făcea cu el? Îl valorifica în imperiu. Și aurul devenise un metal prețios la îndemână oricui, nu era criză în Roma de aur. Creștinii cumpărau acest aur la prețuri de nimic și îl plăteau în greutatea sfintelor moaște. Care cu coană s-ar lăsa acum de bijuterii și prostii și zvarovschi ca să dea ea pe bucat de ciolan de sfânt? Să-ți găsești. De ce vă spun lucrurile astea? Între biserica primară, cea plină de sângele martirilor, și biserica actuală creștină, plină de lenia noastră, de puturoșenia noastră, de nepăsarea noastră, de mândria noastră, să vedeți numai ce calitate slabă au creștinii de azi, că stau toți într-o biserică și nu suport unul cu altul. Deci ar trebui o biserică cu boxe, să-i bagi câte unul în rând ca pe berbeci. De ce? Nu în cap în biserică, de aceea să băgat ăla în fața lui ăla sau ăla în fața lui ăla. Sau femeile, dar de ce ai vorbit cu aia? De ce ai vorbit cu aia? Dar cine mai băga pe mine în seamă? Cum cu mine nu discuți? Dar de ce pe ea o asculți? Dar de ce pe aia o întrebi? Deci mentalități creștine, secolul 20, astea scrieri apocrife, deci nu se mai cheamă martirice. Deci ăia nu știau cum să primească pe Hristos și Sfânta Împărtășanie și să trăiască de pe o zi pe alta cu Dumnezeu, iar noi îl avem pe Dumnezeu la dispoziție și trebuie duhovnic să-i întrebim. Băi, tu te-ai mai spovedit? Băi, tu te-ai mai împărtășit? Băi, tu de ce nu vii la biserică? Păi, părinte, acum am pus în pământ, părinte, acum cresc nepotul, părinte, acum sunt în Italia la muncă, părinte, dar acum am servici pe două schimburi, părinte, dar acum am programe. Așa o să zică și Hristos la ușa Raiului. Cei cu program prelungit treceți la stânga, cei care ați avut două joburi treceți la stânga, cei care duminica erați ocupați cu serviciu treceți la stânga. La fel și Dumnezeu va face la fel, pe același criteriu de selecție, că așa a spus, cum aud, judec și judecata mea dreaptă este. Și proverbul popular e simplu, bine faci, bine găsești, semnează tata. Amin.